Să nu fac frână bruscă, că mă trezesc cu paletul ăla, că sunt palet supraetajat. Te-i veco, bă. Ma, urât e, mă, să mă bat. Ți-a lovit vreun șofer de tir mașina? Adrian Cox are soluția, regele King. Bă, acum nu pusei numărul de matriculare pe remorca, dar o să întreb la birou despre acte, că normal trebuia să am acte undeva în remorcă, că n-am acte pentru biscuiți. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou cu boys. În vlogul de astăzi, noile hanorace Cox, vreau să vă spun că a apărut și la mine, cred că acum un an le-am făcut, mă. Când atunci pe pandemie mi-aduc aminte, da, mai bine de un an. În sfârșit, mai bine de un an avem și noi hanorace Cox pe canalul ăsta, boys, așa că intră chiar acum pe Letrico și pe Letrico scrie Cox. Și dacă scrii Cox, îți apar noile hanorace Cox volanul de aur. Dacă e să vă recomand hanoracele astea, da, vă cam recomand din cauza fiind faptului că care v-a să zic că mă sunt un pic scumpițe. Stați niște că nu mă umplu de bani și nici cred că băieți de la Letrico nu se umplu de bani așa tare. Nu știu cât am, 10 lei la un hanorac din ăsta câștigul meu. Restul, materialul, vreau să vă spun că merită toți banii. Modul în care este făcut o să vi-l arăt și pe spate când cobor jos, că acum suntem la muncă, după cum bine ar trebui să știți, că noi de obicei cam pe la muncă suntem. Săptămâna asta am băgat 5 zile, e rău, mă. Băi, e rău să bași 5 zile, vă spun drept. E rău, rău de tot să bași 5 zile din cauza fiind faptului că n-am editat absolut nimic săptămâna asta, că n-am avut niciun fel de timp în viața asta să mai și editez. Una la mână, mă târziați dimineața, atât de spart, atât de rupt, ca să-ți dai seama că suna un telefon și mă suna, că eu de obicei stau pe contul meu personal, dar mai rămân de multe ori pe pagină, că mai citesc mesaje pe pagina de Facebook și atunci nu mă pot suna. Introduce manual entry, da, aseară am ieșit la, stai, la 18.30, da? Până la 18, stai, nu, de o zi în urmă, așa, bagă 2 minute aici, da? Și de aici bagă somn. Bă, dacă nu mă concentrez un pic, s-ar putea să, s-ar putea să greșesc intrările astea manuale și s-ar putea să am probleme cu programul. Jurea săptămâna asta am sărit de 15 ore, am sărit de 4 ore jumate condus, am sărit de tot, am sărit de gata, la revedere. Da, vreau să vă spun că bluzele sunt de un material foarte bun, stickerele nu se dezlipesc, bluza se numește Cox volanul de aur, am schimbat stickerul, că scria numai un Cox aici pe piept și eu cred că au un design mult mai fain. Acum eu mă duc jos să verific ce avem de verificat, pentru că avem o zi destul de grea, plănuiesc să vă fac două joburi astăzi, în care să vă explic cum să viață, cum să treacă pe tir. Să vă invit să cumpărați anorace în cazul în care vă e fric și oricum o să vă fie fric. Anorace de calitate și tricouri la fel, tot de calitate. În ceea ce reprezintă livratul acasă, o să dureze o leacă din cauza faptului că merg mai greu lucrurile pe România. Nu e ca și Amazonul. În UK încă nu am găsit o soluție să fac produse Cox. Încă n-am găsit o soluție în UK și nu știu dacă livrează. Probabil se poate găsi o soluție să livreze din România cu DHL, dar nu știu cât de consistoare e chestia asta. Acum, măcar n-am vorbit cu băieții de la Letrico, că am foarte multe chestii de făcut. Pur și simplu n-am citit nici comentarii săptămâna asta. M-am apucat să meditez și în capul meu vraiște, vreau să vă spun. Așa că de multe ori n-am timp să vorbesc cu mine, dar păi să mai vorbesc cu toată lumea. Aia, ce să facem? D-E. Mergem tot la biscuiți în primă instanță. Avem un cerc destul de mare de făcut astăzi și începui la 7 din cauza că trebuie să mă trezesc. Bine, am cerut eu un star la 7 astăzi din cauza faptului că, bă, stai. Cred că e aceeași cursă de biscuiți pe care am făcut-o noi ieri, dar nu e, că se numește altceva. West Distribution Limited. Dar trebuie să fie acte pe remorcă. Da. Deci având în vedere că am fost eu dimineață, bă, mă trezi praf rău de tot, trebuie să fiu tare atent astăzi, să verific bine numele de pe remorci, că dacă iau remorca greșită, gata, a terminat. Am fost eu dimineață praf rău de tot, 220 remorca, 220, da. Am fost eu dimineață praf, închipuiesc că mă trezi rupt de tot și când de două ore să mă pun în jucătorii cu mâna și sportii buza. Doamne, dame minte să-mi dai! Ua, nu neapărat că eu spărțesc, dar să mușcă de bută ceva de genul, știi? Au deja dacă o trece prin spatele meu, bine că îi văzui umbra în oglindă că îl spărgeam. Cum dădeam în tine, așa dădeam. Cum dădeam în tine, așa dădeam, că nu putu să anticipez că eu aia vin cu spatele. Ușor, Coxule, și nu te grăbi și nu te grăbi. Legăm remorca asta, boi, să o asigurăm.
Inclusiv trebuie să vă arăt cum arată bluza asta de la Cox. Mie îmi place mult. Vă spun, mie îmi place mult. Hai, intră, bată-te norocul să te bat azi. Intră azi. Amin. Băi, vreau să vă spun, m-am gândit ăștia vestă nouă reflectorizantă, că uite pe a mea acasă. N-are niciun fel de reclamă, dar eu vestea reflectorizantă o păstrez pe ea de la asta, chiar dacă o uitai acum acasă. Din cauza faptului că în caz de mă oprește poliția, să vadă poliția că sunt front line, că sunt ălea, că lucrez la asta și că bag, dar eu transport carton și role de hârtie. Bine, tot acolo se ajunge până la urmă, ori, având în vedere faptul că totul este un ecosistem și gândește-te, produsele sunt băgate în cutii, așa că dacă n-ai cutii, n-ai produse, cum, vii cu produsele în mână, gen? Așa arată Cox volanul de aur, eu cred că e mult mai indicat stickerul ăsta de aici din piept pe stânga, pe spate care arată cam așa. Cam așa arăt eu în spate, dacă este lățos, să vă gândiți, cam așa, la 100 kg în viu. Îmi place foarte mult sticlul de aici din spate. Nu știu dacă se vede bine că cu spatele nu prea văd aia. Deci în cazul în care vreți, oricum aveți un link în descriere, pe care puteți să dați click și vă duce exact la toate produsele. Tricouri, hanorace și tot ce vreți. Înțelegeți voi? Acum să-mi iau eu vestea reflectorizantă. Și remorca asta cu biscuiți va trebui să ai actele, după cum știți. Pe undeva, știi? Ce să face om? Muncim ca o dată de viespi. Este mult mai ce trebuie, dacă stai să te uiți așa, știi? Nu apare coxul ăla aici pe piept, știi? Apare doar un cox aici. Dar și alea sunt faine. Am și alea și o să le continui să le port pe toate. Problema e cu biscuiții ăștia, mă, man, că... zi! Nu au acte, bă. Și trebuiau să fie acte pe remorc acolo. Dacă ați văzut vlogul de ieri, probabil știți că am lung vlogul de ieri. Încerc totuși să mă limitez la vreo 30 minute de vlog, că nu vă uitați, știi? Dar aia e important să fie, nu? Nu e important, nu e important. Important să fie vlog și nu lipsească vlog, da? Ca și chestie, că e mai de calitate, că e mai de calitate, că mai... Aia se întâmplă de la zi la zi, câteodată am ce să vă arăt, câteodată n-am ce să vă arăt. Nu mă scuz că ci se scuză sau acuză. Bă, acum nu puse numărul de matriculare pe remorca, dar o să întreb la birou despre acte, că normal trebuia să am acte undeva în remorcă, că n-am acte pentru biscuiți. Și ca să nu fie probleme, să fac o verificare din pic, să iau acte pentru biscuiți, vezi? Adică, spuneam despre oboseală. Când ești obosit, uiți să faci chestii și mare, foarte multe chestii le facem din reflex noi șoferi de tir, pentru că de ce? Când nu mai ai frica de a greși și când ai o încredere în tine, vezi că nici asta nu e bună. Atunci când ai încredere în tine, este riscul să greșești mult mai mare, știi? La început, ești, știi cum faci o cuplare, ești, ma, ce să fac, cum să fac? Ești speriat așa și ești foarte atent. E, noi când ajungem să cuplăm 2-3 remorși pe zi și avem poate că mii de remorși cuplate, nu mai avem frica aia, că nu mai ai frica aia, se bază foarte mult pe rutină și când ești foarte obosit, trebuie să te gândești cum, să te concentrezi la ceea ce faci, că dacă nu te concentrezi, ai greșit buzunarul, fata mea. Cuplezi remorcă greșită, cum, știi? Tocmai din cauza aia, 2 secunde, dacă nu ești atent, ai... Hai să băgăm la niște azi, blue. Bă, dar unde e, mă? Pixul. Bă, ia pui în geantă, mă, sunt căpiat astăzi, mă. Astăzi sunt căpiat, vă spun eu, astăzi să fiu atent cu mine, ce fac, cum fac. Ca sunt căpiat, mă, astăzi, nu știu câte urechi am mâncat, vă spun drept. Astăzi umblu ca tăunele. Ce e asta, mă? Ha? Oare ce e, mă, man? Uite BMW unde îl parcai, că nu mai luau nicăieri, dacă trebuie star la... Trebuie star la ție, hă? Trebuie star la 8. Ca Borosane, nu? 7-3. Le fac manevră la așa, mă, voi... Care va să zică ce manevră, mă? Le las pancarda dacă o lea așa, băgata. Și plec. Băi, să caute și eu soluții, să ne facă nouă viața mai ușoară, mă. Înțelegi? Adică... Să bage, să facă o tabletă, să bagă acolo direct numărul și toate alea și să facă cumva, să facă ceva, bă, și pentru trupul nostru, bă. Vezi, ăsta e descopertat, camionul ăsta e descopertat. Ăsta e ala în care se fuma rău de tot. Încă nu-mi dădui seama dacă are un miros înfundat rău înăuntru sau are parțial. Vorbind, câți litri, bă? 14 litri, bă, uite cum sare din el, bă, băiete, bă. Îți dă pe refulare, hă? 14 litri aici, frumos. Bine, man. Bine, mă, bine. Bine că rămâi tu la pancardă.
Ce număr de matriculare am? În aceea zi, în 20, în cât e azi, în 20, da? Da. A, D, R, I, A, N. Ce număr de matriculare are asta? W, H, V. V, start la 0, la 8, 30. W, H, V. Quantity, 14 litri, 1,4,6. Semnătură. Bun, îi dăm restart aici la om. Îi lăsăm pancarda. Ce mă scăpai, bă, că oricum o lăsam aceea. Hai, bă, că mai ai și noroc în viață, bă, boys. Bă, mă înțelege noi și corabia lui drumurile astea. Fii atent, mă băgă pe aici, bă. Aproape că prin centrul orașului, că voiam să merg drept, bă, dar drept de acolo era interzis. 7 tone jumate. Pe aici, prin zona asta, mă duc aminte că am fost odată. Când descărcam la Dent, am descărcat aici ceva, un fel de gunoi din ăla. Dar a făcut așa, gen praf, nu știu cum să vă explic eu că era. Știi? Dar precis nu ajung în aceeași locație, pentru că suntem încărcați cu biscuiți, bineînțeles. Biscuiți care se bagă în gură dimineața și se mănâncă, să bea. Marfa este destul de, nu atât de grea. Așa, hai că. Hai să mergem în dreapta, da? Era și ceva normal, nu? Oh, 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 oh. Mersi, man. Așa, da, bă. Lumea, bă, cu omenie, cu pace, bă. Fii atent și tu, bă. Fii atent și tu câtă omenie au oamenii în ei, bă. Da, bă. Mă, cum se numește, mă, firma asta, bată norocul s-o bată. Ia să vedem, mă. West Distribution LTD. Descarcă aici, mă, sau urma schimbi remorca? Urma ar trebui să schimbi remorca să meargă repede, că trebuie să mă duc în partea asta să bag un job pentru depoul al altul. Ca să vedeți și voi, bă, cum începe să facă niște curse din aia de doare mintea, bă. Adică, pleci cu un job din Preston, ajungi la un alt garaj de al lor care se află, adică la aceeași firmă, practic, la Bibis, un alt garaj de al lor și bagi un job pentru garajul ăla al lor și de acolo te duci după aia, după ce descarge murca aia, o încarci și vii către casă, știi? 12 ore, nu? Langer. Cum se numește? Aici undeva pe dreapta, zice că ar fi West Distribution LTD. Ha? Ha? Uite ce cai pe aici, ia, bă. Ce cai, bă! Hai, mă, nebunule. Care ești nebun? Bă, și aici mi se pare că făcea în dreapta ca să ajung la firma aia la care am livrat eu. Și ar trebui să fie încolo, dar văd că poți codul pe mine la firma asta la care mergem acum. Mă duce în față. Parcă pe aici, să zică. Mergeai către firma aia unde... Sunt foarte multe locații la care am fost în Anglia asta, boys, și ce zici, bă, când ajung în zona aia, am zis, bă, pe aici parcă am fost. De ce? Era interzis camioane pe acolo, GPS-ul m-a băgat pe interzis, de am făcut dreapta, știi? Hai că. Vezi? Și cred că GPS-ul aici te ducea. Te băga drept, veneai pe drumul ăla acolo, mamă. Bine că nu intrai pe șapte tunel, jumătate intris. Uite-o aici, asta e. Willand East Distribution, da. Așa cred că sunt. Willand East Distribution. Uite-o și remorcele noastre acolo. Bă, pe aici o fi intrarea, mă? Pe aici trebuie să fie. Ce făcut și venim și până în mijlocul intersecției și după aia venim și până în mijlocul intersecției, după aia te trezești că trebuie să intru eu și te duci în spate? Hai că da. Da, mă, pe aici să intru, da. Deci bine ar fi ca la ăștia, văd o remorcă acolo, bine ar fi să văd pe aia goală de acolo, știi? Să mă scap de ei rapid, bam, bam. Bam, bam, raport here. Bun, dar stai, eu înțeleg că raportăm acolo, dar cum facem? Pe unde intru? Stay safe.
Bă, rămân aici, acum o să vedem ce zice asta. Ți-a lovit vreun șofer de tir mașina? Adrian Cox are soluția, regele Kingă. Dacă te parchezi așa să-i vezi oglinda, nu ți-o lovești. Dacă te parchezi pe mijloc, îți dă bam. Ți-a dat bam pentru că te-ai parcat exact așa și nu vede nimic în oglindă și din cauza aia. Bagă, bă, mașalier, bă, animalule. Care va să zică, bă, tu te-ai asigurat și în spate să nu ai nicio mașină. Da, tocmai ce veni de acolo. Pentru că scărcăm aici într-o rampă, această remorcă, care este încărcată cu biscuiți. Rampa 4 va trebui să fie. Nu trebuie cipi în cur de pe la ei, da? Avem King at the end of the trailer, care va trebui desfăcută, da? Asta este 1. Da? Este că treci în față, da? Pe aici, frumos, frumușel, da, da, da. Și să fie niște rampe, da? Și te bagi în rampa 4, da? Da? Îți place, nu? Îți place rampa mult, de aceea sunt rampele, bă, nebun, Iveco, bă, la Iveco să mă bată, da. Ăla Iveco să mă bată, na, na, Iveco, bă, ăla Iveco, ăla Iveco, bă. Cred că o singură rampă e iguală, da? Care cum să rampele ăștia, mă, că nu le văd. E unul în partea dreaptă, înseamnă că patru e în partea stângă, știi? Stai, bă, să mă duc și eu în față ca să fac și eu o șustă per șustă aici, știi? Ca și chestie, nu? Dacă e unul în partea dreaptă, înseamnă că patru e în partea stângă, așa că trebuie să mă duc lângă perete cu remorca cât uși de cât pentru început, după care să mă duc să deschid, să deschid lateralele, nu lateralele, zici, să deschid ușile și să dau Kinga la o parte ca și chestie. Ia să vedem acum. Îmi place să deschid ușile. Sau nu-mi place. Ca și chestie, ca și... Aute, o, Iveco, bă, să mă bată tata. Aute, Iveco acolo, bă. Aute, Iveco, bă. Mă, urât-i, mă, să mă bată. Urât-i, mă. Urât-i, mă. Deci aici, boys, trebuie să scacem așa lateralele astea. Da? Mai trebuie să ridicăm asta așa, ca să dăm chingile astea de aici din col jos, să poată scoată băieții paleții de aici liniștit, știi? Pare super etajat ca la nebuni, loading, unloading. Deci fii atent că până la urmă nu schimb remorca aici, eu am impresia că eu nu știam ce fac aici până la urmă, vă spun drept. Dar până la urmă nu schimb remorca. Am, bă, loc să-ți fac și ușa aia în partea aia sau... N-am. E cam asta aici. Ați văzut vlogul de mai alaltă când era să îmi iau, când mi-a era să-l pușeam la remorca aia, nu? Ați văzut, nu? V-a plăcut, nu? Ați dat like. Dacă nu dați like, înseamnă că nu sunteți familie cu mine. Ia. Bine, bă. Bine, bă, coxuțu, bă. Bine, coxuțu, bă, tată. Hai ușor. Da? Frumos. Ce bine că n-a pus chingi, bă. Ha? Spuneți voi, na. Spuneți voi ceva. Nu e bine? Nu vă place? Nu vă place o scărcare de biscuiți? Corectă? Hm? Scărcare corectă de biscuiți? Cred că fac mai multe vloguri astea, că săptămâna asta am muncit foarte mult și n-am putut să editez nimica, așa că s-ar putea să împar ziua asta în 2-3 vloguri. Să vedem câte mi-aș. Ca să am ce să vă postez. Așa, și acum mergem către rampă ușor cu spatele, nu? Da. Mergem către rampă ușor cu spatele la patron. Trebuie să mă duc pe la capătul remorcii de pe acolo ca să fie treaba bună. Ca și chestie, știi? Ca și chestie, ca și vrăjeală, ca și... Trebuie să strâng un pic astea. Trebuie să strâng un pic brățara asta de cap, că mă cam enervează. E
Să nu fac frână bruscă, că mă trezesc cu paletul ăla, că sunt paleti supraetajați. Mă trezesc cu paletul ăla, că se rabatează. Și nu știu de ce, știi? Tu mă, din cauza că coborând în rampă așa, își face un balans de atât de mare, încât când cași frână face BUM! Că ăla e sus, acolo nu ție nimic. Știi? Și cu cât aș vrea mai tare, cu atât treci cu el. Zdra. Anc. Bei for, da? Frumos. Nu, elegantuț, da? Bă, o fi bine, o? O fi bine? Hai că mă pusei în rampă ca la nebun. Rampă ca la nebun. It's alright, Paul? It's alright? It's alright, yeah? Yeah, yeah, it's alright. Alright, I gonna go there to drop the keys. Yeah, yeah, yeah. Alright, no worries. Deci, boys, în cazul în care v-a plăcut vlogul de azi, nu uitați să-l urmăriți și pe ăla de mâine, pentru că o să fie continuat acestei zi, în care vă explic ce fac cu viața mea, trebuie să mă duc cheile acum, că... Ăștia au nevoie de chei, să facă ei cu chei, să facă cu alea, ca și chestie. Nu știu de ce le mai duc cheile, bă. Ia să-i să-mi sting și eu camera asta, dacă e. Deci, în cazul în care nu v-ați abonat până acum, trebuie să vă abonați. Dacă n-ați coxat like, coxați like. Scrieți voi o mare pace și un ok în comentarii și ne-am dat la viitoare cu cea mai mare pace și cu cea mai mare ok. Pușul de scozi minunat!